Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă umple de fericire. Aveți dreptul acesta să fiți fericiți și să știți că noi de-aia venim la biserică, pentru că biserica este maximul de fericire. Oriunde ne-am duce, nu găsim fericire ca în biserică și eu nu cred că poate să fie o fericire mai mare decât aceea de a fi împreună și a fi împreună cu Dumnezeu și noi toți împreună în biserică. De aceea, Dumnezeu să vă ajute să fiți fericiți. Am citit săptămâna aceasta în Boston, pe o salvare de la Boston Children's Hospital și spunea pe salvarea aceea "World comes for answers", adică zice unde lumea vine pentru a primi răspunsuri. Și eram cu un prieten de-al meu de culoare, un african, și i-am spus, mă, dar e greșit. Pentru că oamenii se uită pe salvări și zice, spitalul are toate răspunsurile și lucrul acesta nu e chiar atât de adevărat. Oamenii, într-adevăr, se duc la spitale pentru că vor să caute răspunsuri, cum să-și rezolve problema cu cancerul, cum să-și rezolve problema cu diabetul sau femei care sunt infertile, sau poate nu mai vreau să spun acum, dar vedeți, pe paturile spitalurilor au murit foarte mulți oameni pentru că spitalul, că oricâte răspunsuri ar avea, nu le are pe toate. Dar pe băncile bisericii nu trebuie să moară nimeni. Și mai ales că pe băncile bisericii primim toate răspunsurile pentru viață ca să putem să trăim fericiți. Tot acolo, pentru că Harvard are un spital acolo în Boston și scria undeva pe frontispiciu acolo că noi, deci ne-am pus toată știința ca să căutăm în creierul oamenilor pentru a-i ajuta pe oameni, pe toți, pe toată planeta. Și am zis, da, e ok. Pentru că spitalele fac bine trupurile și când avem boli și uneori apelăm la spitale, că uneori ar trebui să ne fie rușine, întâi trebuie să apelăm la Dumnezeu, da? Și noi apelăm la Dumnezeu, dar după ce spitalul nu ne mai dă nicio șansă și îi spuneam la prietenul ăsta al meu, zic, mă, uite care e problema. Medicii la spital, într-adevăr că fac tot felul de cercetări pe creiere și nu numai pe trupuri și trupurile astea, după ce ni le fac bine, oricum mor. Dar biserica este cea care face cercetări pe suflete și sufletele sunt veșnice. Mă înțelegeți de ce biserica este deasupra spitalurilor și deasupra oricărui instituții? Și de aceea îi mulțumim lui Dumnezeu că în seara asta suntem aici. Eu știu că avem întrebări, dar Dumnezeu are toate răspunsurile. Amin? Vedeți? Mă bucur că suntem la biserică și vă condamn să fiți fericiți. Sunt foarte multe probleme în jurul nostru care ne fac să fim fericiți. Dar se vede modul, am fost puțin întristat când am auzit că fratele Gabi a spus că da, nu mai venim la rugăciune și nu știu. Apropo, dumneavoastră vă place să stați de vorbă cu copiii sau cu soțiile dumneavoastră? Sau voi tinerii de aici sau fetele care sunteți aici dați cânta la flautele astea că le iau pe toate 12 sau câte sunt și le duc în România, niște fete frumoase? Și nu ne place să stăm cu cine ne este drag cât mai mult de vorbă. Apropo, că fetele de aici sau băieții care mai sunt prin altă parte, când se întâlnește un băiat cu o fată, stau de vorbă de nu se mai opresc. Așa ar trebui ca să stăm noi de vorbă cu Dumnezeu și mai ales la rugăciune, pentru că rugăciunea este putere. Și mai mult decât atât, vedeți în biserică fericirea. Știți cum se trăiește fericirea în biserică? Rut a fost o fată de rabin polonez. Și fata aceasta, la un moment dat când a ajuns așa la adolescență, când vine vremea aia turbării, a plecat de acasă și a curvit cu cineva. După aceea, acel cineva a lăsat-o, i-a abandonat biserica, a trăit pe străzi, a rămas însărcinată, s-a dus și a abandonat copilul, a continuat viața aceasta de depravare și a ajuns din ce în ce mai jos. Era rușine să se întoarcă înapoi la tatăl său care era la rabin. La un moment dat a găsit un negru, i-a vorbit despre Dumnezeu, s-a întors la Dumnezeu și venea în continuu la biserică și și-a crescut copiii și unul din băieții ei, când a ajuns scriitor și a scris o carte, a spus, mama, de câte ori era în biserică, plângea tot timpul. Și o întreba, mama, de ce plângi când ești la biserică? Și spune, ea i-a răspuns, zice, plâng pentru că Dumnezeu mă face fericit. Știți de ce nu plângem uneori? Pentru că nu ne dăm încă seama de grozăvia păcatului care ne-a măcinat sau ne macină și de bunătatea lui Dumnezeu care ne iartă și ne îndreaptă, slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta, vreau să vă citesc un text din Filipeni, din capitolul 4
și cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne învețe câteva lucruri și sper că să nu fie greșit, să vă fi dat un capitol greșit. Efeseni, capitolul 4, de la versetul 1. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată zmerenia și blândețea. Cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Amin. Haideți să ocupăm locurile și Domnul să ni se descopere și să ne răspundă la toate întrebările. Un fotbalist celebru, a venit un copil la el și a spus, vreau să primesc tricoul tău. Și avea și tricoul cu numărul 10, știți că ăștia sunt cam cei mai buni fotbaliști care au numărul 10. Și i-a oferit tricoul lui, scria și numele pe el și i-a spus, mă, să te îmbraci cu tricoul ăsta oriunde. Eu îți permit oriunde vrei să te duci să te îmbraci cu tricoul meu. Dar să nu ieși niciodată pe stadion cu tricoul acesta îmbrăcat și să joci fotbală, pentru că nu o să poți să joci ca mine. Vedeți dumneavoastră când Domnul Iisus a plecat la ceruri de pe pământ și a lăsat cămașa aici. Și a spus, voi biserica trebuie să îmbrăcați cămașa mea. Voi putea să mergeți cu ea, cu cămașa mea, zice, dar să vă îmbrăcați oricine cu ea, dar nu puteți să vă îmbrăcați oricum și să trăiți oricum. Și mă gândeam la chestia aceasta că noi astăzi, oamenii, noi știm cine suntem și am vrea să putem să trăim la înălțimea, la vrednicia chemării la care Dumnezeu ne-a chemat, pentru că lucrul acesta este cel mai puternic, să zicem, pe care trebuie să-l trăiască cineva la înălțimea chemării. Dumnezeu ne-a făcut o chemare măreață și noi trebuie să trăim o viață măreață, pentru că dacă noi nu trăim și nu facem cinste lui Dumnezeu la nivelul de high life, să zicem, la nivelul cel mai înalt posibil, nu este problema că noi nu trăim, să zicem, la un nivel foarte standard de sfințire. Problema este că oamenii se uită și spun Dumnezeu nu poate să facă toate lucrurile. Că dumneavoastră știți că la un moment când au ajuns în pribegie, când au ajuns în diaspora, să spunem, în Babilon și au fost persecutați evreii, tot timpul știți ce spunea regii de acolo și Cir și Artaxerxes și alții? Spuneau, Dumnezeul vostru Jehova nu este putincios pentru că Dumnezeul nostru Bel-Marduk l-a învins. Și acum hai să facem o statuie uriașă și să vă demonstrăm, toată lumea să se închine. Și zice, unde este Dumnezeul vostru al evreilor? Că degeaba vă spuneau evreii, noi nu mai cântăm la arfe, acum le agățăm în sălci, să ni se usuce limba în gură dacă vom cânta, că noi nu vrem să cântăm lui Dumnezeu, zice, mai ales pe pământul acesta străin. Și Dumnezeu parcă nu răspundea. Și când ajung acolo în cuptorul de foc, atunci se dă testul și Dumnezeu zice, hai să vedem acum care este măreția mea. Și dumneavoastră știți că trei tineri care s-au purtat cu vrednicie față de Dumnezeu, trei tineri care s-au purtat cu credincioșie, au determinat un imperiu întreg să-și pună genunchi înaintea lui Dumnezeu și să-L recunoască. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat în lumea asta să dăm niște teste și în funcție de vrednicia la care, cu care noi ne purtăm față de împrejurările prin care trecem, oamenii vor da slavă lui Dumnezeu sau îl vor urâ pe Dumnezeu. Dacă oamenii urăsc astăzi pe Hristos și sunt foarte mulți care îl urăsc, îl urăsc nu din cauza că Dumnezeu nu este bun, îl urăsc nu din cauza că Dumnezeu nu știu ce n-ar fi intervenit în viața lor, îl urăsc din cauza că cei care trebuie să se poarte cu vrednicie pentru împărăția lui Dumnezeu au început să nu se mai poarte. Și să știți că biserica, în momentul în care lasă sfințenia jos, lasă standardele jos, în momentul acela oamenii întorc spatele lui Dumnezeu. De ce noi suntem obligați ca să trăim standardele cât mai sus? Trebuie să punem ca la Jocurile Olimpice ștacheta mai sus, mai sus, mai sus. Pentru că păcatul omenirii este din ce în ce mai mare, este din ce în ce mai amplu, întunericul este din ce în ce mai gros și noi, biserica, trebuie să trăim din ce în ce mai sfânt. Pentru că dacă în urmă, când eram eu copil sau alții de aici care aveți așa, să zicem, între cei din jur de 60 de ani, când eram copii, dacă era păcatul la un anumit nivel, biserica trăia sfințenia la un nivel. Și bătrânii mei când se rugau în biserică levitau. Bătrânii mei când își puneau mâinile peste oameni cu cancer, ăia se ridicau din cărucioare și din paturi. Și noi vrem să ajungem în cer cu ei, dar cu rugăciuni mai puține, cu prezență mai puțină, cu viață mai diluată, cu fashion, cu modă, cu grilluri, cu tot felul de chestii. Dumnezeu să ne ierte pentru asta. Am fost chemați ca să trăim, vedeți, la standardul ăsta înalt. Și Apostolul Pavel era în pușcărie.
Și acolo, în pușcărie, el scrie niște scrisori, printre care și cartea Efeseni și cartea Filipeni și Tesalonicenii, am citit aici. Și acolo, în închisoare, apostolul Pavel vine și spune, zice, să știți. Deci trebuie să știți filipenilor, trebuie să știți efesenilor. Eu sunt în închisoare și de la împărat până la ultimul om, până la geniterul din închisoare, toată lumea știe de ce sunt închis aici, sunt pus în lanțuri pentru Hristos. Și vreau ca vrednicia aceasta de a fi chemat să fiu slujitorul lui, vreau ca să vadă toți oamenii. Și spune Timotei, știi ce se întâmplă aici în închisoare? Tu sunt tu cu ochii pe mine? Că în momentul în care sunt înjosit, în care sunt pus la colț, în momentul în care sunt tras la răspundere pentru credința mea, toți din închisoare sunt cu zoom-ul pe mine și se uită să vadă, ia să vedem Pavel cum acționează în momentele acestea. Și atunci vine și scrie scrisoarea aceasta și voi trebuie, zice, să înțelegeți un lucru, trebuie să aveți o purtare sfântă. Purtarea aceasta a voastră trebuie să fie vrednică în ochii celor de afară, trebuie să fie vrednică și în ochii celor din biserică. Pentru că dacă noi care suntem mai în vârstă ne purtăm cu vrednicie în biserică și cu sfințenie, cei care sunt mai tineri se uită la noi și ne copiază. Dar dacă noi umblăm cu tot felul de diluări creștine, atunci pentru ei și ei, și ei umblă cu diluări creștine. Și apropo, de ce v-am zis de diluare? Că tozer, ați auzit de tozer, da? Că e de pe aici, după în America, unul dintre cei mai mari scriitori și predicatori care a avut America asta. Tozer spune la un moment dat, în vremurile noastre, acum vreo 20-30 de ani, biserica trăiește un creștinism atât de diluat, încât nu mai este nici medicament pentru nimeni și nici o travă pentru nimeni. A zis, viața bisericii nici nu mai omoară, nici nu mai învie, este ceva cultură. Și Dumnezeu să ne ferească, mai ales pe noi românii, că eu vreau ca cerul să fie plin cu toți oamenii, dar eu n-aș vrea ca în cer să nu fie români. Suntem responsabili să trăim viața curată, cinstită, noi să o trăim. Un coleg de-al meu, fratele lui este episcop de Giurgiu și episcopul de Giurgiu a stat cu mine în bancă la liceu. Și fratele lui este teolog ortodox și suntem foarte buni prieteni și îmi dă într-o zi un mesaj și zice, padre, fii atent că în România, nu știu unde, o icoană plânge. Și eu scriu dedesubt, foarte rău, padre. Dar zic, de ce mai ai ceva cu icoanele? Am spus, nu, n-am nimic cu icoanele. Dar dacă în biserică a ajuns să plângă icoanele și să nu plângă oamenii, dacă în biserică a ajuns să plângă cadelnițele sau lumânările sau în biserică a ajuns să, nu știu, să plângă mai mult, să zicem, orchestra de la fanfară decât să plângem noi oamenii, înseamnă că este un bai. Pentru că nu poate o goarnă, nu știu, un trombon sau ce cântă băiește ăstea, nu poate să plângă sau orgă de aici, pentru că sunt lucrurile astea imateriale, dar noi trebuie să plângem greșelile și păcatele. Și vedeți, oamenii sunt uimiți, zice, plânge o icoană, plânge nu știu cine. Păi da, dar ar trebui să plângă oamenii și ar trebui să trăim ca cei din Ninive, ca Dumnezeu, să se uită cu... și oricum să uită cu ochi frumos spre noi. În fine, ce am putea noi să învățăm acum de la ce am putea noi să învățăm din ceea ce Pavel le scrie filisenilor și din ceea ce v-am citit în versetele acestea trei de aici? Și primul lucru care îl învățăm cu toții, apropo, noi învățăm aici, nu, de fapt nu învățăm, Pavel spune, eu vă spun lucruri pe care le mai știți, dar este de folos ca să le repetăm. Primul lucru care îl învățăm cu toții pentru a trăi, a ne purta vrednici de sfințenie la care am fost chemat, este următorul, renunț la mine pentru tine. Apropo, mai renunțăm la noi pentru ceilalți. Dumnezeu a renunțat la el pentru noi, mă înțelegeți? Apostolul Pavel a renunțat tot timpul la toate prioritățile pe care le-a avut sau la prerogativele lui pentru ceilalți. Spune în versetul 2, de acolo zice, să aveți o simțire, o dragoste, să nu vă certați, să renunțați la voi, zice, când este vorba de un conflict, de ceva, de ce? Pentru că trebuie să renunțați în favoarea celuilalți. Noi știm că Dumnezeu este dragoste, noi știm că biserica este tot dragoste și știți ce face dragostea? Dragostea renunță la sine. Poate că ar trebui să nu mai predic mai departe, dar știți de ce nu renunțăm la noi? Pentru că nu mai avem dragoste. Dragostea, Biblia ne vorbește de dragostea aceea agape și dragostea agape este bunăvoința, iertați-mă, neînfrânta unui creștin, indiferent ce ar face cineva, chiar dacă îl insultă, pentru că dragostea nu știe decât ca să iubească. Și Pavel le spune, pentru că voi aveți dragostea lui Dumnezeu, trebuie să știți cum să vă purtați cu ceilalți și zice, trebuie să acceptați totul și să puneți pe interesul celuilalt deasupra voastră. Agape, dragostea asta, este cea care ține de minte, care ține de inimă, dar are de face cu voința. Că noi știm că dragostea agape e cea mai superioară, dar problema este că voința de cele mai multe ori nu ne împinge ca să o manifestăm. Dragostea asta agape este datoria de a-l pune pe celălalt pe locul întâi, pentru că nu este egocentrică,
Pentru că noi trebuie să-i facem pe ceilalți fericiți, noi vrem să fim fericiți. Și apropo de chestia aceasta cu fericirea, când m-ai spus-o pe la căsătorii și le spun și tinerilor, am spus, când o fată foarte frumoasă găsește un băiat foarte frumos, știi ce spune? Vreau să mă căsătoresc cu el că mă face fericit. Și el spune, vreau să mă căsătoresc cu ea ca să mă facă fericită. Și ca să mă facă fericit. Și știți care este problema? Că eu dacă m-am însurat cu nevastă mea, eu nu m-am însurat ca ea să mă facă fericită, eu m-am însurat ca eu să o fac fericită. Dumneavoastră care v-ați căsătorit aici, trebuie să vă gândiți că tot ceea ce faceți este ca să vă faceți partenerul fericit. Dar noi întotdeauna, datorită egoismului, spunem, mă face pe mine fericit. Și eu de-aia vreau, dar dacă eu nu o fac pe ea fericită, ea poate să mă facă pe mine fericit, dar dacă eu nu o fac pe ea fericită. Frații din biserică mă pot face pe mine fericit, dar eu dacă nu îi fac pe ei fericiți. Și întotdeauna dragostea vrea să-l facă fericit pe celălalt. Și uitați-vă la un exemplu din Biblie. La un moment dat vine Eleazar, vrea să ia o fată de nevastă pentru stăpânul său, pentru Isaac, și se uită și o vede pe Rebeca și spune, măi, dacă fata asta o să dea apă la animale, la cămilele mele, dacă o să dea apă și fata îi dă apă și mai mult decât apă, știți ce face? Îi dă și niște nutreți și ea spune, stai puțin, vino la noi acasă, am mai multe de făcut, că dragostea face mai mult decât îi se cere. Și acasă el îi povestește ceva anume și la un moment dat vine Laban, care era frate cu ea, și îi spune, vrei să te duci cu bărbatul acesta? Zice, da, vreau să mă duc. Dar tu vrei să te căsătorești cu stăpânul lui? Da. Păi nici măcar nu l-ai văzut. Dar de ce te duci? Mă duc pentru că vreau să-l fac fericit. Păi de ce să-l faci fericit? Măi, păi am auzit că într-o zi tatăl lui l-a luat de mână și l-a urcat pe un munte și a vrut să-l aducă jertfă lui Dumnezeu. Ar fi putut să-l arunce pe taxul de stânci în jos, în prăpăstie, să-l bată, să-l calce în picioare, dar a vrut să-l facă pe tatăl lui fericit. Și zice, băiatul ăla, dacă a vrut să se aducă jertfă pentru că a vrut să-l facă pe tatăl lui fericit, înseamnă că mă va face fericită. Și normal că vreau ca să mă căsătoresc cu el, dar mă duc ca și eu să-l fac fericit pentru că a murit mama lui și este trist. Pentru că dragostea asta face. Ne-am auzit de multe ori, dar Domnul să ne dea puterea să punem în aplicare. Cineva îmi spune mie mai de mult, zice, trebuie să fii mai rece cu oamenii, pentru că, zice, oamenii de la căldură se strică. Și am spus, măi, este extraordinar de fals. Pentru că vreau să spun că oamenii care sunt reci devin o antarctică și nimănui nu-i convine să stea în biserică lângă un frigider. Dar lângă un calorifer, toată lumea aleargă. Ați auzit de Antarctica, da? Sau dacă nu știți de Antarctica, de Alaska. Câți oameni sunt până în Antarctica? Câți oameni sunt până în Alaska? Da? Nu-i mai nimeni. Dacă vă duceți la Ecuator, dacă vă duceți la Florida, da? Toată lumea aleargă acolo. Zice, de ce? Pentru că e cald, e bine. Că oamenii, vă spun sincer, când oamenii iubesc, sunt plini de căldură, dragostea este plină de căldură, nepăsarea este plină de răceală. Și nimeni în biserică nu stă lângă unul care este rece. Că în momentul când cineva este rece, când cineva, nu știu, se comportă, când cineva nu dă mâna cu tine, când cineva nici nu te bagă în seamă sau cineva te privește de sus, că aia nu este dragoste, da? În momentul ăla, vă spun, oamenii ne ocolesc și stau cât mai departe. De aceea îmbrățișați oamenii. De multe ori predic și când se termină programul, foarte rar când vine cineva ca să mă îmbrățișeze. Și Mark Twain spunea, eu cu îmbrățișare pot să trăiesc 2 săptămâni. Și am ajuns pastorii ca să cerșim îmbrățișeri uneori, dar nu, eu am o altă politică. Chiar dacă lumea nu mă îmbrățișează, îi îmbrățișez eu pe ei. Că am văzut o fetiță mică de aici din America, cred că are 2 ani, este, sau 3 ani, este extraordinar de frumoasă și de deșteaptă, și întreabă unul de ăsta, un vlogger de ăsta, ceva despre iubire, și spune și zice, da, și tu, și tu ce faci când nu te îmbrățișează nimeni? Zice, mă îmbrățișez singură. Zice, este așa de funny. Să ne ajute Domnul să îmbrățișăm pe alții și din dragoste. Pentru că știți, indiferența lipsă, când nu e dragoste, e diferență și indiferența ne face să nu ne pese de ceilalți. Trăim exact ca în pilda samariteanului acela, pentru că uneori trecem fluierând cu mâinile în buzunare pe lângă alții, că știți că a trecut și un levit și un preot. Și popa, știți ce spunea? Wow, mă duc acum să vezi ce predic eu. Am o oră de predică, o să le predic la oameni. Și Dumnezeu a spus, mă, dar nu trebuie să le predici la oameni în biserică, tu trebuie să le predici aici, când îl vezi pe omul a căzut. Și el a picat testul. Și venea un levit ăsta care era dirijor, să zicem. Sau nu, să nu mă creadă acum dirijorul că am ceva cu el, da? Era cântăresc de orgă, de habar n-am ce să vă zic. Și ăsta tot că fredona în minte și zice, el tot cânta în minte despre bunătatea lui Dumnezeu, kidness, avea tot timpul în minte, ce măreț e Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, hai mă, că zice tu cânti, hai să-ți dau un test acum, să vezi ce înseamnă bunătatea mea. Și a trecut mai departe. Pentru că acolo unde nu e dragoste, este indiferență. Dragostea este părtășie la poveri. Și John Piper spune, dacă mă iubești,
Te rog, arată-mi unde mă doare. Pentru că ne spune și Pavel și știm foarte bine, purtați-vă poverile unei altora, purtați-vă greutățile unei altora, ștergeți lacrimile altora. Când suntem triști și avem necazuri și vine cineva lângă noi, jumătate din durere dispare pentru că ne-o ridic. De dacă suntem bucuroși și oamenii vin lângă noi, păi bucuria noastră se face de 4 ori mai mare. O bătrână a venit într-o zi la biserică și a întrebat-o pastorul, la sfârșit a zis, vreau și eu să mă pocăiesc și să mă botez. Când aveți primul botez? Și a zis, zice, cum o chema? Țață Floare, apropo, cei cu tinerii nu știți ce înseamnă. Da. Zice, dar dumneavoastră, zice, până ce v-a impresionat cumva vreo cântare? Deloc. Dar zice, predica? Nu. Zice, nici nu știu ce ai zis. Păi și atunci, zice, vrei să te pocăiești? Ce ți-a determinat? Păi zice, eu am un vecin care are un copil de 5 ani pocăit. Eu sunt singură că am 78 de ani și nimeni nu mă vizitează. Și într-o zi când eram atât de necăjită și plângeam, copilul ăla de 5 ani al vecinului meu a intrat în gară la mine și mi-a șters ochii cu bazmaua. Și am zis, mă, oamenii ăștia, dacă copilul de 5 ani știe să iubească, înseamnă că la biserică, la ei, mai găsesc și eu ceva iubire. Că dragostea ridică poveri, dragostea șterge lacrimi, dragostea este cea care are grijă de ceilalți, nu e egocentrică, nu mănâncă singură. La un moment dat, într-o mănăstire, un băiat, era o mănăstire și o școală de asta de catiheți, da? Și de călugări sau... Și la un moment dat se uită starețul și vede un băiat de vreo 10 ani, el în continuu, când tot le dădea pauză și alergau, se jucau, cum era în vremurile alea, ăsta intra direct în capelă. Și zice, mă, ce evlavios, mă, ce sfânt e ăsta, mă. Deci ce-o fi făcând în capelă? Și într-o zi se duce și se uită popa pe geam și ăla mânca ceva. Și mânca în fața statuii lui Iisus. Era, cum au catolicii, da, o statuie mare cu Iisus. Și când intră starețul, îl vede, el se ridică, zice, ce faci mai aici? Păi zice, mănânc. Păi zice, și de ce mănânci aici? Păi zice, Iisus e singurul care nu cere din sandwich. Zice, dar mă duc afară, alții vor să împart cu el. Și știți ce face dragostea? Dragostea împarte. Mai mult decât atât, dragostea rămâne chiar cu nimic, pentru că e bucuroasă ca să le dea la alții. De aceea să ne ajute Domnul să învățăm să iubim, pentru că dragostea mai face ceva. Dragostea nu se gândește la rău, dragostea nu se răzbună, nu mai zic că dragostea nu bârfește, dragostea nu se răzbună și dragostea nu plănuiește, nu-i mârșeavă, nu știe. Dragostea nu face în așa fel încât să te pună la col, să fii într-o lumină proastă și nici măcar nu dorește, adică nici până cap nu-i trece ca tu să nu mai fii, să zicem, în locul respectiv. Că David într-o dimineață, știți ce făcea într-o dimineață David? Bea ceai de portocale. Se dea cu piciorul într-un lighean cu apă și să te uita. Dacă ar fi avut ca acum tablete, cred că era pe Instagram. Și vede într-o dată un bătrân înalt, așa cu un ciomac, și apare la ușă și zice, wow, prorocul? Păi ce, Dumnezeu nu mai a vorbit de mult, nicio prorocie. Și atunci îi deschide, pentru că David avea un respect foarte mare pentru proroc, pentru Natan. Și deschide ușa și zice, oh, bine ai venit, Natan. Și zice, David, vreau să spun o poveste. Uite, a fost cineva, avea mai multe oi, a venit pe cineva la el, și unul avea o mia, i-a tăiat miaua lui ăla și i-a mâncat-o. David îi spune, să piară nemernicul ăla. Și a zis, tu ești ăla? Și David a spus, Doamne, să nu-i Duhul Sfânt de la mine. M-am purtat ca un nebun. Pentru că David, în ura lui, în prostia lui, l-a omorât pe Urie, care a fost nevinovat. Și după aceea a plătit. Să știți că aș putea să spun, Einstein spune, nu există întuneric, întunericul e absența luminii. Eu aș putea să spun, nu există ură, ura este absența dragostei. Nu există nepăsare, nepăsare este absența dragostei. Nu există răutate, răutatea este absența bunătății. De aceea să fiți oamenii aceia buni. Al doilea lucru, a trecut timpul destul de repede, primul lucru am spus așa că tu ești mai presus decât mine, da? Sau renunț la mine pentru tine. Domnul să ne ajute să învățăm asta, că Dumnezeu a renunțat la El pentru noi. Al doilea lucru, eu cu tine una suntem, pentru că spune în Efeseni 4:3, căutați ca să păstrați ce? Unirea Duhului. Căutați ca să păstrați ce anume să păstrați? Unitatea. Că noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus Hristos s-a rugat la Dumnezeu și a strigat la El și a spus, Iahve, că știți ce înseamnă Iahve, apropo? Iahve înseamnă cel ce ține cuiul în palmă. Asta înseamnă fiecare din tetagrama asta, fiecare literă, nu mai stau acum să vă explic, că trebuie să vă țin până la 12 noaptea, înseamnă cel ce ține cuiul în palmă. Și la un moment dat, Domnul s-a rugat și a spus, Tată, fă ca toți să fie una, ajută-i să rămână, mă rog ca toți ca să rămână una.
Și spune că în Faptele Apostolilor, acolo prin capitolul 4 cu 32, zice că biserica creștea, se mulțea și toți erau cardiacai psichemia. Toți erau în suflet și gând, toți erau împreună și erau același cuget. Ori suntem împreună la biserică, dar din nefericire trăim ca o cântare a unei fete din România, zice împreună separat. Că noi venim în biserică toți, dar unii gândesc într-un fel și unul în altul. Biserica nu e stadion să ține unii cu o echipă și alții cu alta. Biserica trebuie ca să fie unitate pentru că este trup și noi trebuie să avem aceleași simțiri, trebuie să avem același cuget, trebuie să fim împreună, trebuie... Știți de ce suntem uneori separați? Noi zicem, Doamne, suntem separați pentru că nu credem toți la fel. Vreau să spun foarte sincer, ne separăm din cauza că noi nu mai trăim toți la fel și în momentul în care unii vor să lase standardele jos, în momentul ăla ei se separă. În momentul în care sunt oameni care umblă cu tot felul de lucruri, de prostii, unii care acceptă divorțuri, care nu știu ce tâmpenii să zică mai fac, atunci știți ce spun, nu mai putem să fim, noi ne facem biserică separat. Noi ne ducem în altă parte. Și oamenii de aia se separă. Nu neapărat că e vorba de credință, problema este că de trăire. Că unii trăiesc, unii încearcă să trăiască cu sfințenie și alții se tot dilueze din ea. Noi ne separăm de multe ori pentru că avem anumite încredințările noastre. Am ajuns să ne certăm. De cine ia cina? Că cine se ia cu un pahar? Că se ia cu 50 de pahare. Pe cine vrea să ia cu un pahar, să ia cu un pahar. Cine vrea să ia cu... Noi putem la cină să avem și 50 de pahare și unul. Dacă cineva vrea să bea din ăla, să bea din ăla. Dar din cauza că avem anumite încredințări, după aceea știți ce facem? Ne dezbinăm, ne certăm. Că ăla are cravată, că nu știu cine a făcut. Anumite chestii, și nu vreau acum să vă răspund, că nu știu cine a venit cu fusta, nu știu cum, că nu știu ce s-a mai întâmplat. Am ajuns că s-au separat biserice. În Boston m-a șocat, pe fiecare biserică spunea, we love inclusiv. Oricine, nu contează că Jesus love you, Jesus love you, te iubește Dumnezeu, ce dacă ești curvar, ce dacă ești cu belciuge în nas, ce dacă ești gay, ce dacă ești nu știu cum, Dumnezeu te iubește. Eu știu că Dumnezeu îi iubește, dar în biserică sunt niște standarde. La Dumnezeu vine oricine, dar de la Dumnezeu nu mai pleacă cum a venit, pentru că vorba lui Mihai Eminescu a spus, spunea Mihai Eminescu, din cârciumă și din biserică nu mai iese nimeni cum a intrat, că din biserică noi când venim aici venim lupi și Dumnezeu ne face oi. Că în biserică venim, nu știu, șerpi și Dumnezeu ne scoate afară porumbei. Slăvit să fie numele Lui că încă se mai poate. Dar vedeți, din cauza că alergăm după anumite lucruri și... Suntem destul de diversi la ora actuală. Nu știu, trăim așa. Noi credem că se poate unitate în diversitate, da? Păi numai Uniunea Europeană are unitate în diversitate. Biblia ne spune, există o singură credință. Există un singur mântuitor. Există un singur fel de mântuire prin sângele lui Iisus Hristos. Există un singur fel de creștinism. Creștinism plus orice altceva egal necreștinism. M-ați înțeles? Iisus Hristos plus orice altceva este necristos. Am fost în Boston, o biserică de asta, de science, de științifică, sau cum se zice, science, și am fost și eu curios, hai mă să văd ce e la ăștia. Oamenii au fost foarte amabili, dar ei sunt ăștia mistici, umblă cu anumite chestii. Și spuneam la prietenul ăsta al meu negru, i-am spus, Olfi, biserica asta este Hristos plus altceva. Și Hristos plus altceva, egal necreștinism. Dumnezeu să ne ajute să-L păstrăm numai pe El. Only Jesus. Pe o biserică, pe frontispiciu ei, scria Only Jesus. Și a venit vântul și a bătut și a zburat două litere. Și a rămas Only Us. Că bisericile pot să fie numai Hristos sau numai noi. Noi vrem să fie El. Și asta face unitatea, da? Unitatea este, nu e ceva o uniformizare așa ca armata, nu. Unitatea înseamnă intimitate. Adică noi ne cunoaștem problemele unul altora, durerile unul altora, ne ajutăm unii pe alții, că fratele de lângă mine din biserică nu-i vrăjmașul meu, că a murit Hristos și pentru el, și fratele de lângă mine din biserică, în momentul când trec prin încercări, când sunt la spital, el mă vizitează, când sunt într-un impas financiar, el mă ajută, când m-am dus nu știu pe unde și mi-au rămas copiii singuri, el poate să le poartă de grijă. Asta înseamnă biserica? Poate să mă mângâie în momentul în care sunt trist, poate să mă ridice, poate să mă ierte dacă i-am greșit, că e fratele de lângă mine și am ajuns în ultima vreme. Să ne ferească Dumnezeu, să nu mai putem să iertăm. Știți de ce nu iertăm? Pentru că ne lipsește dragostea și nu punem pe ceilalți, cum zice Pavel, aproapele meu să fie mai presus decât mine. Asta spune Apostolul Pavel. Unitatea nu e concurență, că noi nu suntem la concurență în biserică. Eu le-am spus elevilor mei și studenților mei, voi nu mă puteți niciodată egala.
Poate au uitat așa, am zis, dar voi mă puteți depăși toți, mă. Nu mă puteți egala, că nimeni nu mai poate să fie al doilea Nicu Geantă. Dar voi toți puteți să fiți peste mine. Și când este, biserica este complementaritate, ne completăm unii pe alții. Uitați-vă când suflă băieții ăștia aici în instrumentele astea, dacă suflă numai o singură notă, păi ne zgârie pe creier, fugim toți. Dar suflă din diferite instrumente, da, anumite note și se completează unii pe alții. Și noi ne completăm aici, unii se roagă, unii postesc, unii dau bani, alții predică, alții, nu știu, au anumite daruri și ne ajutăm unii pe alții. Noi nu putem să le avem neapărat pe toate și nici nu ne-a chemat Dumnezeu să le avem pe toate. Ne-a pus într-un loc anume și să ne ajute Domnul să fim oameni aceia care trăim în unitate, să fim uniți nu numai în cântări, nu numai în programe, trebuie să fim uniți și în moralitate, mă înțelegeți? Dar nu fim nici oamenii aceia că la un moment dat să fugiți de tot Eliașab ăștia. Știți că e un preot Eliașab în Neemia și spune că Eliașab l-a adus pe Tobia în cămările lui Dumnezeu. Și a venit Neemia după ce plecase în Susa și se întoarce Neemia și spune, i-a smuls barba la unii, a spus, bă, ce caută ăsta aici, mă? S-a încuscrit Eliașab, știți cu cine? Cu vrăjmașul numărul 1 al evreilor. S-a încuscrit Eliașab cu lumea. Aia nu e unitate. Deci când aducem lucruri din lume în biserică, n-avem cum să rămânem în unitate, mă înțelegeți? Și de aia, Domnul să ne ferească de greșelile astea. Al treilea lucru pe care vi-l zic și trebuie să mă grăbesc, este că, deci ca să rămânem la standarde înalte, trebuie să fugim de o închinare falsă. Noi nu ne mai închinăm astăzi la idol, spune Filipeni 4:17, zice, nu-i problema de idol, zice, voi nu mai trăiți ca și păgânii și mai departe zice, cum adică? Voi nu mai trăiți cu mintea întunecată. Știți ce face mintea întunecată? Mintea întunecată trăiește în necurăție. Mintea întunecată vine la închinare la Dumnezeu cu necurăția în buzunar. S-a uitat seara la pornografie, a fost noaptea pe baruri, s-au chiolomănit, cum se zice în România, băieți cu fete pe mașini după aceea vin să cânte în biserică. S-a dus, s-a prizat droguri, după aceea vrea să vină în biserică. Își bate nevasta, după aceea vine în biserică, poate că are tupeul chiar să și predice. Poate că are tupeul să spună o poezie, face lucruri mizerabile, asta înseamnă necurăția. Noi am plecat de acolo, fraților. Noi am plecat de la bătăi, noi am plecat de la discoteci, noi am plecat de la alea că Dumnezeu când ne-a mântuit, ne-a adus în biserică și în biserică suntem altfel. Dar știți ce spune? Oh, se poate și așa? Și asta înseamnă o închinare falsă. Pentru că nu ne putem închina întinat. Pentru că dracu vine și spune diavolul așa, mă, dacă l-am scăpat pe ăsta și s-a pocăit, mai am o soluție pentru el, două soluții de fapt. Lasă-l să meargă la biserică și îl determin să nu se implice nicio slujire, să nu facă nimic. Și spuneam, vorbeam cu fratele Faze ca și mai devreme, și există statistici care o mare parte, nu vrem să spunem acum, ne crapă obrazul de rușine, nu fac nimic în biserică, decât ascultă. Sper să nu fiți dumneavoastră printre ăia, numai până alte locuri, să nu paci, da? Și apoi, mai există o chestie, dacă diavolul te scapă în biserică, zice, mă, să nu faci nimic, să nu te implici, dar mai zice ceva, diavolul vine și spune, mă, păi dacă l-am scăpat în biserică, măcar hai să aibă o închinare falsă, să se închine fals, da? Adică, eu nu vorbesc aici de tobe, de lumini, de nu știu ce să mă cred, nu, eu vorbesc aici de închinare, uitați-vă cum e tânărul ăla bogat, aleargă la Domnul și îi spune, ce trebuie să faci, un singur lucru îți lipsește. Și el, pentru că n-a vrut să se închine cum i-a cerut Domnul, a refuzat și a plecat mai departe. Închinarea greșită este închinarea aia care îi lipsește genunchiul, că în momentul în care tânărul bogat s-a întâlnit cu Domnul Iisus, nu și-a plecat genunchii să se închine. Închinarea greșită este închinarea asta de tip Iuda. Știți ce înseamnă Iuda? Știți că l-a vândut pe Domnul. Era Iuda lângă Domnul? Da? S-a dus Iuda și l-a sărutat pe Hristos în grădina Ghețimanii. Știți ce înseamnă Iuda? Înseamnă laudă. Și faptul că Iuda l-a sărutat pe Hristos i-a demonstrat că el îl iubește pe Domnul numai cu gura. Că închinarea greșită, falsă, da? Este când noi vorbim ceva și trăim altceva. Când avem credința numai pe buze. Că românii, pe steagul României, este un vultur și vulturul ăla are crucea în cioc. Și vorba unui bunic al lui Dani Drume, un păstor din Bihor, a spus așa, zice, mă, dar zice, românul e cu Dumnezeu pe buze. Țucă-te-aș, Doamne, pupă-te-aș, Doamne. Cam asta se întâmplă. Și noi am vrea să avem închinarea aia din inimă. Știți ce? Domnul vine și spune, închinarea este în duh și adevăr. Da? Și diavolul vine și spune, închinarea merge și în minciună, lasă-o mă că merge așa. E o trupă în România, are o cântare, lasă-o mă că merge așa. Merge oricum. Nu merge oricum. Domnul să ne ferească să avem o închinare falsă. Închinarea falsă e închinarea fără portofel.
O, am vrea să ajutăm pe alții. Alții să ajute, nu noi. Alții să cumpere, nu știu ce să zic, candelabre, nu noi. Alții să ajute săracii, nu noi. Închinarea falsă este închinarea care privește pe aproapele lui, așa din avion, cum se uita vameșul ăla, spune, ce fariseu ăsta, mă? Fariseul, iertam, se uita la vameș, zice, ce vameșul ăsta, mă? Ăsta care jucă barbun, ăsta nemernic, ăsta. L-a privit așa de sus și noi știm a cărui închinare a fost primită. Că vameșul ăsta a lipit de peretele templului și a spus, Doamne, te rog să ai milă de mine că sunt păcătos. El n-a disprețuit pe fariseu și pe nimeni, a spus, el s-a uitat numai la el. În momentul când disprețuim pe alții, vă spun, închinarea aia este greșită. Închinarea greșită este cea care discriminează, cea care, nu știu, pune oamenii pe rândul doi, în spate, că Pavel spune, veniți la cină și unii dintre voi plec mâhniți de la cină. Că veniți la cină și la cină era și agapă. Și unii veniți și mâncați în față numai salmon, mâncați numai steak de vită de Argentina, unii veniți în față și mâncați, nu știu, numai red lobster și ăia stau pe în spate, mănâncă pufulet și mănâncă nu știu ce, mănâncă mere coapte, mănâncă numai potatoes, sunt în spate și zice Pavel, zice, asta nu e o închinare plăcută. Și apropo, închinarea falsă este închinarea care n-are iertare. Că vine Domnul și spune, dacă ai venit la închinare, și vrei să ridici mâinile sus și să strigi către Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine? Și tu ai pe cineva pe care nu l-ai iertat și nu ai avut milă de el? A zis, prietene, ia-și cei mai buni adidas și fugi imediat la ăla și te roagă că închinarea ta nu trece de sus de tavan? Apropo, e cineva în viața noastră pe care nu l-am iertat de tot? E cineva pentru care nu putem să ne rugăm? E cineva căruia noi am vrea să-i facem binele? Stai să vă spun un exemplu. Cum lucrează Dumnezeu? Unul într-o zi se roagă la Dumnezeu și spune, Doamne, zice, vreau ca să-mi dai binecuvântări. Vreau să primesc și eu o mașină. Și Domnul spune, ok. Nu, zice, o să-ți dau binecuvântări, tot ce-mi ceri, o să-ți dau. Dar vecinul tău, pentru că nu prea iubea pe vecinul lui, zice, o să primească dublu. Și ăsta se roagă și spune, Doamne, vreau să am în curte un, ce să zic, un pickup truck de ăsta, Ford. Și dimineața avea cea mai tunată mașină în curte. Când se uită peste gar, vecinul lui avea două mașini. Se roagă, spune, Doamne, vreau să am nu știu ce casă. Și Dumnezeu îi dă o casă extraordinară. Și când se uită, după aceea vede că vecinul lui avea două mașini. Și a treia oară spune, Doamne, vreau să-mi scoți un ochi. Pentru că dacă îi scotea lui unul, vecinul lui rămânea fără amândoi. Cam asta se întâmplă de multe ori, oamenii care țin pe alții ceva acolo pe ficat, cum zic românii. Închinarea greșită este cea care este fără iertare, da? Mai rezistați puțin, câteva minute? A? Păi nu prea am auzit, nu sunteți convinși. Hai să vă mai spun câteva minute și după aceea o să mergem acasă și Domnul să ne ajute să punem în practică. Am auzit destule. Ca să trăim la înălțimea asta a chemării, trebuie să știm să ne purtăm cu înțelepciune față de cei care sunt în lume. Și Apostolul Pavel vine și le spune la un moment dat Colosenilor, în capitolul 4 cu 5, le spune, zice, să vă purtați cuvincios cu cei care sunt afară, să vă purtați cuvincios, frumos cu ei, să vă purtați cu cuvinte foarte frumoase, cuvintele trebuie să zidească. În Efeseni 4 spune, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, unul care să dea har. Cui să dea har? Oamenilor care aud. Pentru că oamenii din jur au nevoie de harul lui Dumnezeu ca să guste din bunătatea lui Dumnezeu și spune, aveți grijă cum vorbiți cu oamenii care sunt din jurul vostru. Nu umblați cu critici asupra lor. Nu îi priviți de sus. Nu le vorbiți de rău icoanele, dacă ei iubesc icoanele. Că nu îi înțelepciune că el niciodată nu se mai apropie de Hristos. Nu te duce să ai nu știu ce dispute de astea, să zicem, poate chiar de ordin teologic cu ei. Nu te uita la oamenii aceștia care sunt în jur, ei au nevoie să audă de Dumnezeu, că Dumnezeu se arată și prin vorbire, nu intra la harță cu ei, nu te certa cu ei. Vedeți că circulăm pe diferite locuri și sunt foarte mulți oameni căscați, să zicem, în trafic. Și noi suntem între ei și uneori te super pe altul sau cine știe ce-ți face vreunul și el nu este de-al lui Dumnezeu sau mai ales acolo unde lucrăm. Că apropo, noi avem colegi de muncă și stăm mai mult cu ei la muncă decât să stăm în familie. Că toți stau la muncă 8 ore, 10 ore sau mai mult și acasă mai puțin. Și modul în care noi vorbim cu ei, nu trebuie să intrăm în jocurile lor, în glumele lor, în nu știu ce contraziceri. Pentru că, uitați-vă, Domnul Iisus, când s-a dus în fața lui Pilat, n-a intrat în discuție lui. În fața lui împăratul Irod, n-a intrat în discuție lui. Când era huiduit de toți pe cruce, a tăcut.
Pentru că trebuie să învățăm să tăcem. De ce? Ca să putem, nu intrăm în jocurile lor, că de-aia spune că, zice, când e cineva nebun, zice să nu intri în nebunia lui, să nu-i răspunzi la fel, că s-ar putea să fii la fel ca el. Trebuie să știm să ne purtăm față de cei din lume, că dacă noi nu ne purtăm frumos față de cei care sunt afară, haideți să vă dau un exemplu, dacă facem afaceri cu ei și îi șmecherim, nu e problema de noi, e problema că ei îl urăsc pe Dumnezeu. Fraților, vă spun sincer că și în România, și în Europa, că am umblat și eu cât de cât așa în viața asta, și în America, aud de multe ori oameni care spun să nu ai de face cu pucăiții când lucrezi ceva. Să ne ferească Dumnezeu, oamenii ar trebui să-și potrivească ceasul după noi, să ne iubească, să spună, mă, cu ăștia chiar vreau să fac business, nu să fug de ei. Dacă te împrumuți la cineva, îi duci banii în momentul în care i-ai spus că îi duci. Dacă ai luat sculele cuiva, îi le duci și nu stricate. Mă înțelegeți? Nu că ne închidem telefoanele și nu le mai răspundem. Noi, din cauza că nu știm să ne purtăm, vorbesc cu cei care sunt afară, nu mai vorbesc de cei din biserică, oamenii de afară evită ca să mai vină la biserică. Noi trebuie să le arătăm pe Dumnezeu așa cum este El, nu numai cu vorbe și cu viața noastră celor de afară. Uitați-vă, vine Naaman, Elisei îi spune, te duci la râul Iordan, te scalzi de mai multe ori, de 7 ori, o să ieși vindecat. Și el este afară vindecat. Și când este vindecat, spune, stai puțin, zice Elisei, eu am venit încărcat, mă, cu carele aici. Eu o să-ți bag acum ție niște conturi, îți dau câteva milioane de dolari. Îți dau cele mai bune costume, o să-ți dau și costume de haine, o să fii și de ăsta casual, îți dau tot ce vrei, zice. Și Elisei spune, nu iau nimic de la tine. Dar de ce nu iei nimic de la mine? Pentru că trebuie să înțelegi că nu eu am făcut ceva și e harul lui Dumnezeu că tu ai fost vindecat și Dumnezeu nu mântuie pe nimeni, nu vindecă pe nimenea cu bani. Dumnezeu vindecă gratis. Și ăsta pleacă. Și când pleacă, zice, măcar să iau niște țărâne, să fac undeva un altar. Și pe drum se bucură, spune, Doamne, îți mulțumesc că unul plin de lepră ca mine m-ai vindecat și nu m-a costat nimic. Doamne, ești extraordinar. Și dintr-o dată vine disperat Gehazi și spune, Naaman, vezi că m-a trimis Elisei, trebuie să-mi dai ceva. Și el vine și știți ce? Ia niște costume de haine, da? Îi dă ăsta niște talanți de aur, se întoarce cu ei. Când ajunge, când îl vede Elisei care era și chel, era să-și fâșie haine, a spus, ce ai făcut Gehazi? O să fie lepra pe tine. Păi zice, băi, eu i-am spus la omul ăsta că Dumnezeu oferă mântuirea gratuită și omul ăsta e din lume, mă. Și acum tu ce faci? Tu te duci și ceri haine să creadă că nu știu ce? Că de multe ori, noi greșind, purtându-ne neînțelept cu cei din jurul nostru, din lume, oamenii de aia nu mai vin la biserică, trebuie să ne ajute Domnul să știm, să ne purtăm. Nu-i jigniți, nu vrem să ne purtăm așa înfumurat. Albert Camus, un scriitor francez, zice, un om este mai mult om prin lucrurile pe care le face decât prin cele pe care le zice. Pe oameni nu-i interesează că noi le vorbim din Biblie, au și ei Biblia, poți să audă. Pe oamenii interesează cum trăim. Un prieten al meu este general de armată în România. Vine și spune prietenul ăsta al meu, zice, oamenii nu vor uita ceea ce le-ai făcut, dar nu vor uita cum i-ai făcut să se simte. Că Biblia îți mai spune ceva. Care este farmecul unui om? Farmecul unui om care este? Bunătatea. Și spune la un moment dat Ludwig van Beethoven, nu cunosc niciun semn mai mare decât superior decât bunătatea. Și țineți minte, buni pot să fie și bătrânii și tinerii, și bogații și săracii, și bărbații și femeile. Buni putem să fim toți. Nu există o persoană care să nu poată. Și superioritatea, că tu poți să fii sărac lipit, de dacă ești plin de bunătate. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun, cred că mai rezistați puțin, este să nu vă înspăimântați niciodată de oameni împotrivitori. Avea Pavel vrăjmaș? Să speria vreodată de ei? Ce ziceți? A zis, ca să trăiți la înălțimea chemării pe care Dumnezeu v-a onorat, trebuie tot timpul să fiți viteji. Că la Dumnezeu toate luptele sunt date dinainte de a fi câștigate, că la Dumnezeu noi nu ne speriem și nu ne înspăimântăm de alții, că au rezistat creștinii în arene. Că Traian Dorz a fost în pușcărie și îl bătea la palme pentru că scria poezii și spune că eram atât de bătut la palme încât nu mai puteam să țin nici măcar creionul în mână. Că fratele Wurmbrand a stat închis într-un dulap, că sunt oameni care au suferit, Radu Gir a suferit, Firez Vinșchi a suferit, sunt foarte mulți oameni de-ai noștri, Sergiu Grosu a suferit, sunt oameni de-ai noștri care au suferit, bătrânii noștri prin pușcărie, unii au fost chiar martiri, dar nu s-au temut niciodată.
Ce ziceți dumneavoastră în vremea în care, știți că Nero l-a ucis și pe Petru și pe Pavel, da? Și după aceea a fost prigoană, că biserica e cea mai prigonită. A făcut catolicii un sondaj și spune că din 100 de oameni care mor prigoniți datorită religiei, 75 sunt creștini. Cei mai persecutați oameni sunt creștinii. Dar acum, haideți să vă duc undeva cu frică. În momentul în care cei trei tineri au intrat în cuptorul de foc, mai erau oameni, mai erau evrei în imperiul acela? Mai erau evrei în Babilon sau nu mai erau? Păi și de ce au intrat numai aia trei? Au fost singurii care nu s-au temut și a spus: și chiar dacă Dumnezeul nostru nu o să ne scape, noi nu ne temem de tine și de Dumnezeul tău și nici de cuptorul de foc. Ce ziceți dumneavoastră când s-a dus David să se bată cu Goliat, că toți tremurau în fața vrăjmașului, mai erau soldați în armata evreilor sau nu? A? Păi și de ce nu s-a dus nimeni? Pentru că s-a temut și le-a fost frică. În momentul în care vine Haman și vrea ca să distrugă toți evreii, că Mardoheu nu își pleca genunchii înaintea lui, mai erau evrei în Susa, mai erau sau nu mai erau? Dar numai unul a rezistat, pentru că știți ce e interesant? Numai unul, dacă rezistă în fața vrăjmașului, îi determină și îi aprinde și pe ceilalți. Cu o lumânare, aprinde mii de lumânări. Ce ziceți dumneavoastră, pe vremea lui Petru, a bisericii, nu mai erau și alții? Și au rezistat. În Apocalipsa, în capitolul 2, cu 13, în Pergam, scrie: am acolo un martor, care se numește Antipa. Și Antipa a murit băgat într-un animal de fier, într-un taur de fier, și taurul era plin cu ulei încins. Și istoria spune că n-a scos nici măcar un cuvânt. Și Timotei a murit când undeva pe străzile din Efes a fost o procesiune păgână și Timotei s-a dus și le-a spus: asta nu este o închinare lui Dumnezeu. Asta este o închinare falsă. Și Timotei a fost bătut cu ciomege și omorât, pentru că nu i-a fost teamă și nouă ne e teamă acum. Văd în Chicago, pe case, pe mai multe case, steaguri de-astea cu multicolore, că au furat și curcubeul nostru, da? A unora. Și le spun: voi, de ce nu aveți, mă, steaguri cu cruce pe case? Românii, creștinii, de ce nu aveți niciunul steag? Păi zice, ce vrei, să ne reclame careva și să pățim ceva? Păi da, bun, dar ei cum își manifestă prostiile lor sau credințele lor? Și noi trebuie să ne manifestăm credința noastră. Dar știi ce se întâmplă? Nu a început să ne fie teamă. Îi cumpăr la un văr de-al meu un pește și zic: mă, lipește și tu peștele ăsta pe mașină. Domn profesor, eu nu pun peștele pe mașină. Păi de ce, mă, nu pui pește? Păi, mă, eu mai fac prostii în trafic și ce mai mă vede ăștia că sunt și pocăit? Și ultimul lucru vi-l spun și ne-am oprit aici, am trecut câteva minute, fratele Gabi a permis lucrul acesta. Ultimul lucru pe care îl învățăm acum, trebuie ca să rămânem la înălțimea chemării la care ne-a chemat Dumnezeu, trebuie să învățăm lucrul ăsta, măcar ăsta. Dumnezeu este tot de ceea ce noi avem nevoie. Nu ne mai trebuie nimic altceva. Apostolul Pavel vine și spune: mă, toate titlurile, și avea două doctorate, tot ce am eu este nimic. Și eu le secotez gunoaie. În Biblia românească, Cornilescu, foarte rușinos, a scris gunoaie. În limba greacă, și iertați-mă, trebuie să vă spun asta, cuvântul gunoaie înseamnă excrement. Și Pavel a spus: toate diplomele mele, toți banii mei, toată influența mea, este nimic. Este suficient ca să fiu alături de Dumnezeu. Când Lot își alege Sodoma, Avram și-a ales munții. Și munții erau goi, n-avea nimic, nicio verdeață. Dar Avram spune: rămân cu munții, pentru că pământ sunt altare și la altar vine întotdeauna Dumnezeu. Și Avram are patru altare și Lot nimerește până Sodoma după aceea și pierde. Lot a intrat cu banii în Sodoma sau a intrat cu buzunarele goale? Ce ziceți? A intrat bogat în Sodoma și a ieșit fără nimic. Pentru că Lot nu s-a mulțumit numai cu Dumnezeu și n-a mai avut binecuvântări. Martin Luther spune: dacă l-ai pe Dumnezeu alături de tine, tu plus Dumnezeu, faci majoritate. Boris Becker, un jucător de ăsta de tenis renumit, a spus la un moment dat: eu am de toate și sunt celebru la fel ca starurile. Dar zice: sunt nefericit pentru că n-am pace și mă simt o marionetă. Fiți atenți, am luptat să ajung în vârf și nu am găsit nimic. Am luptat să am câteva milioane de euro, am luptat să fiu owner, am luptat să fiu patron nu știu pe unde, am luptat să fiu CIO, am luptat să, nu știu, să locuiesc în vârful ăsta, turnului lui Donald Trump în Chicago, costă 30 de milioane de euro un apartament, ce nebuni, mai dau banii pe astea, nu știu, nu înțeleg. Am luptat și zice: când am ajuns în vârf, mi-am dat seama că nu-i nimic. Pentru că poți să urci în vârf fără Dumnezeu, dar poți să rămâi în vale și Dumnezeu să fie cu tine și să fii fericit. Și noi asta ne dorim, să trăim la înălțimea chemării pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Știți, Hristos este echilibrul lumii. Arhimede spune: spuneți-mi un singur punct și o să țin toată planeta în echilibru.
Și dacă eram atunci, îi spuneam, mă, Arhimede, singurul punct este Iisus Hristos. Ține planeta în echilibru, e suficient să-L avem pe El și avem totul. Eu plus Hristos, egal totul. Eu fără Hristos, egal nimic. Oricât am avea, nu avem nimic și de aceea îi mulțumim. Știți ce spune la un moment dat Domnul Pavel? Pavele, harul meu îți este de ajuns. E suficient să te avem pe tine și îi mulțumim că putem să îl avem pe el. Trebuie să învățăm în seara aceasta și nu numai în seara asta, trebuie să trăim, că trebuie să îi punem pe ceilalți deasupra noastră, pentru că ei contează mai mult ca noi și asta face dragoste. Într-o zi, prin Alaska, un bărbat cu o femeie care au fost la pescuit cu câinii, în momentul în care au mers spre casă, au venit o haită de lupi după ei și lupii au alergat și s-au apropiat foarte mult. Și atunci, ca lupii mâncau pe amândoi și aveau 6 copii acasă. Și la un moment dat, el s-a gândit așa, dacă o arunc pe soția mea de-al lupi, lupii vor rămâne undeva mai departe. Dacă mă arunc eu, lupii vor rămâne acolo și atunci unul dintre noi o să scape și o să rămână copiii. Și el s-a dus în spate și când s-a dus în spate, i-a spus ei, trage cât poți de hățuri și bate câinii, că eu mă duc puțin în spatele saniei să opresc lupii. Și el s-a aruncat și ea când a mers departe, la un moment dat s-a uitat în spate că nu mai auzea nimic. Și când a văzut toată haita de lupi, s-a oprit undeva departe și l-a mâncat pe el. Că el a spus, dacă mă duc acasă eu cu 6 copii, eu care sunt bărbat nu mă pot descurca cu ei, dar dacă soția mea se va duce acasă, va putea ca să crească mai departe copii și s-a jertfit pentru soția lui. Și asta a făcut Hristos pentru mine și pentru dumneata. Ca să fim fericiți, s-a jertfit El. M-a pus pe mine înainte de El. Și dacă Dumnezeu s-a pus pe El înainte de noi, cu atât mai mult noi ar trebui să ne punem înainte de alții. Dumnezeu să ne ajute și în seara asta ar vrea să ne ridicăm puțin și să ne și rugăm. Și dacă Dumnezeu ne-a atins cu ceva din ceea ce în seara asta am auzit aici și sigur ne-a atins, am vrea să ne cerem iertare lui Dumnezeu, am vrea să-i cerem putere lui Dumnezeu și să trăiți la înălțimea chemării și când se va deschide ușile alea cerului, Domnul să spună, bine ai venit, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău, dar să nu intrați fără mine și nici eu fără dumneavoastră. Amin.